Orașul Soroca este cunoscut drept capitala romilor din Republica Moldova. La începutul anilor 90, în oraș se construiau adevărate palate, case imense cu arhitectură deosebită. Astăzi, multe dintre aceste locuințe sunt pustii sau sunt terminate doar pe jumătate, pentru că Moldova nu le-a oferit o șansă acestor oameni. Rita Pleșca are 22 de nepoți și strănepoți, dar nu are cu ce să-i întrețină. O zis așa, de ce o faceți așa mulți copii? Nu trebuie să faceți atâția copii. Care importanță că facem? Dar eu zic, dacă s-au făcut, ce să le uși? Există și problema discriminării romilor în Moldova, deși majoritatea oamenilor acceptă și chiar respectă această etnie. Talentlivi narod, veseli narod, umni narod. Хотя тоже лучше жить, но сейчас такие условия, что все в одинаковой шкуре находимся. Au rămas numai cei bătrâni, pensionari, invalizi. Practic 90% din populația romă, eu aș spune chiar din toată Republica Moldova, sunt plecați peste hotarele țării în căutare de muncă, de lucru. În orașul Soroca trăiesc peste 30.000 de oameni, romii constituind aproape jumătate din populație.